De mai bine de 17 ani, Silvia Chifiriuc trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Petre Roman. Între timp, aceștia au devenit și părinți. De-a lungul timpului, cei doi și-au ținut relația departe de lumina reflectoarelor, însă cei doi au făcut o excepție și au vorbit despre căsnicia lor. În 2007, fostul premier al României divorța de Mioara Roman. Tot în același an, Petre confirma relația cu Silvia. De atunci până în prezent, cei doi au fost alături. În urma relației dintre cei doi a rezultat și un băiat în vârstă de 12 ani. Silvia Chifiriuc nu a ezitat să ofere câteva detalii despre relația lor. Artista mărturisește că nu ezită să dea de la ea în momentul în care este nevoie. Eu am trăit o viață foarte frumoasă cu toți prietenii mei, cu toți partenerii mei de viață. Am lăsat totul curat în urmă frumos. Când m-am mutat în București și m-am îndrăgostit, această mare iubire de care eu am avut parte, am tras linie foarte elegant ca să nu aibă el de suferit. În sensul să nu vină cineva să spună: uite, Silvia trebuie să-mi dea lucru cu tare. Din potrivă, eu am fost generoasă, am lăsat de la mine să fie bine, a declarat soția lui Petre Roman. Nu-mi pare rău de nimic. Relația noastră a fost foarte bine sudată de la început. Ceea ce mi-a dat Dumnezeu este al meu și duc mai departe și pentru fiul meu, Petrus, și pentru mine ca om, a mai spus Silvia.